Doamnelor și domnilor, bună seara! Sunt Margareta Răducanu și vă invit să urmăriți emisiunea Noi despre Noi. Citisem undeva că planeta noastră poate fi salvată doar de iubire. Imediat mi-am amintit de prințul Mâșchin din Idiotul lui Dostoievski, cu fraza lui celebră, fericirea va salva lumea. Bun, nepunând la îndoială nici pentru o clipă genialitatea lui Fyodor Dostoievski, totuși vom menționa că planeta noastră, numai planeta iubirii nu poate fi considerată. Da, la începuturi se poate întâmpla, dar numai pe atunci când mărul era fruct decorativ și nu sursă de vitamine. Din păcate, pe parcursul evoluției sale, specia umană zi de zi, veac după veac, a reușit să distrugă această frumoasă și splendidă poveste de dragoste. Mai mult, ușor, ușor, din planeta fericirii, dragostei și iubirii a devenit planeta războaielor. Să judecăm senin, sincer și la rece. Cele mai complicate și stringente, dar și cele mai simple și nevinovate probleme, omenirea le rezolvă numai și numai cu argumentul bâtei. Astfel, istoria civilizației umane devine, de fapt, istoria războaielor. Scurtele perioade dintre războaie numai pace nu pot fi numite. Perioada dintre războaie nu-i nimic altceva decât perioada când civilizația ori pregătește un nou război, ori înlătură consecințele războiului zis terminat. Și totuși omul, așa sapiens cum se consideră, el, în ultima instanță, rămâne a fi specia faunei cu cea mai contradictorie și absurdă gândire. Fiți atenți! De-a lungul secolelor, civilizația a inventat tot felul de arme pentru a distruge cât mai rapid și eficient aceeași civilizație, adică pe ea însăși. După ce au născocit arme de distrugere, inventează arme de apărare. Haideți să ne întrebăm sincer. Cine e mai idiot în acest caz? Prințul lui Dostoievski, ori așa numită civilizație? Organizăm blocuri militare NATO, SENTO, SMENTO, Tratat Varșovia, lagăre socialiste, lagăre capitaliste, războaie reci, războaie fierbinți, ca mai apoi tot noi, cu disperare, să creăm organizații cum ar fi ONU și OSCE pentru a lupta contra acestor blocuri militare. Inițiem război de cotropire ca mai apoi să inventăm unul de apărare. Distrugem cu bani grei, ca mai apoi cu bani și mai grei, să construim înapoi ceea ce am distrus. Unificăm țări, ca mai apoi să le separăm. Ne căsătorim, ca să divorțăm. Insultăm, ca să ne cerem scuze. Înjurăm de Dumnezeu, ca mai apoi tot de El să cerem îndurare și mântuire. De ce am adus toate aceste exemple? Simplu, pentru a sugera că se poate și altfel. Suntem o țară mică, mică de tot. Practic ne cunoaștem personal unul cu altul. Să demonstrăm planetei că noi ne iubim și știm a rezolva totul prin alte metode și nu prin războaie. Acesta a fost cuvânt înainte de astăzi. Vă prezint acum invitații din studio. Petru Strâmbeanu, șofer care a venit astăzi să ne spună cât este de bine să fii foarte, foarte informat în ceea ce privește ce înseamnă reguli de circulație și o mașină la care să te așezi la volan și să știi cum se merge cu această mașină. Da? Așa, corect eu înțeleg. Dumneavoastră sunteți cu o experiență destul de mare în ale șofatului. Păi, bună seara și bine ați venit! Bună seara, mulțumesc! Da? Și Pavel Apostol, specialist principal al Inspectoratului Național de Patrulare. Bună seara și bine ați venit! Bună seara! Dumneavoastră astăzi reprezentați întreg Ministerul Afacerilor Interne, să înțeleg eu, da? Toate întrebările vor... Doar pe domeniul siguranță circulației rutiere. Așa, să vedem! Alexandru Stratan, inspector, școala avansată de șoferie, unica în Republica Moldova. Bună seara și bine ați venit! Instructor! Instructor, da, instructor am zis. Instructor, am zis. Da, doar că dumneavoastră o să vorbiți, eu vă adresez în română, dumneavoastră în rusă vorbiți. Așa, sper că ne vom înțelege. Și cum v-ați dat bine seama, din informația pe care v-am prezentat-o ce ține de invitați, astăzi vom vorbi despre traficul din Chișinău, despre siguranța la trafic, despre regulile de circulație care nu sunt respectate atât de șoferi cât și de pietoni și, în general, despre viața unui om care uneori este mai ieftină decât un semafor sau un semn rutier, din păcate. De la început,
Vreau să vă prezint că emisiunea de astăzi o divizăm în trei părți, ca să fie așa mai comod să vorbim și să avem o discuție constructivă. Prima parte este pregătirea șoferilor pentru trafic, plus susținerea examenelor și ce înseamnă școlile noastre care scot șoferi pe zi cât la incubator. Doi, pregătirea mașinilor pentru trafic, mai ales că suntem în perioada rece anului, să ne spuneți câteva cuvinte ce înseamnă să mergi pe timp de iarnă și domnul Stratan asta o să confirme că este foarte complicat. Nu, și ar fi bine să-și mai lase automobilele acasă cei care nu știu să meargă. Calitatea drumurilor și a semnelor rutiere, care în Chișinău lipsesc cu desăvârșire. La acest capitol avem și un material, dragi telespectatori, pregătit special de echipa noastră de filmare și l-am intitulat Semaforul Buculcaș, pe care l-am căutat și nu l-am găsit. Și trei, disciplina la trafic, a șoferilor, dar și a pietonilor. Și despre datele finale la sfârșit de an, privind accidentele rutiere care s-au întâmplat și motivele acestora care sunt, prevalează și care sunt mai problematice. Așa, să începem. Începem cu dumneavoastră, domnul Strâmbeanu, pentru că tot v-am prezentat primul. Amintiți-mi, vă rog, cum dumneavoastră ați învățat, unde și ce considerați necesar de a schimba în momentul când acum învață tinerii noștri, să zicem așa, șoferi, când ce ține de practica de conducere, de lecțiile practice de șoferie în școli. Eu am învățat în anul 2003 și în 2003 am primit permisul. L-am primit din prima, oricând mi-a mers, oricând într-adevăr am avut capacitatea de a-l da examenul din prima. Am învățat la, nu știu cum acum se cheamă, atunci se cheamă școala DOSAF. Pot spun că a fost o școală bună și practica la fel, a fost o școală bună. Dar totuși consider că 10 ore de practică sunt foarte puține pentru un cursant. Deci totuși trebuie să mărim orele de practică. Da, trebuie de mărit orele de practică și de implementat, poate la nivelul de bază, niște elemente un pic mai avansate. Sau măcar de vorbit despre acestea. Despre aceste elemente care poate o să luăm pânia domnului Alexandru în cazul, da, dar oricum eu cred că trebuie un pic de luat de pe la zero, ca omul când iese și începe să circule, el să nu se întâlnească cu niște situații de care nu are idee. Care în școală nici nu au fost trecute cu măcar. Sunt unele situații care nu se discută. Poate și sunt unele situații de nu atât respectarea legii, cât de nivel psihologic. Frica. Deci, cum am zis eu, merg la conveier. Da, cât mai repede. Poate nu cât mai repede, dar oricum iau un program pe care îl urmează și poate ar trebui programele este un pic schimbate, ele actualizate. Ele din 2003 până acum nu au fost reactualizate. Păi eu am făcut mai odată școala, nu știu cum e acum. Așa, interesant. Și eu cam prin perioada aceea, în 97, am absolvit această școală, deși nu pot să vă zic nici eu cum a fost mai încoace, dar atunci era destul de serios. Da, era serios, se învăța o perioadă, acum văd că se reduc termenii, deci am auzit, nu știu, când iarăși, nu am nevoie acum să mă duc la școală. Am înțeles că s-au redus termenii de studiu, dar am înțeles că sunt 10 lecții practice. Domnul Stratan, dumneavoastră, deseori v-ați întâlnit cu, pentru că este o școală, ca să-i explicăm telespectatorilor, este o școală care se vine deja cu permis de conducere, da? Cu o perioadă de timp petrecută la volanul propriei mașini și mai trece omul, dacă este responsabil, da? Mai trece încă o școală care este mult mai importantă pentru siguranța atât a șoferului propriu-zis, cât și a celor pe care îl înconjoară pe acesta. Dacă asta este problema noastră, când ne urcăm, ne pare că suntem, mie mi-a zis, țin eu minte, după 5 ani de zile să nu te consideri niciodată șoferiță. Încă ești cea mai slabă din toată. Da, spuneți-ne, există șoferi care slab conduc după aceste școli de șoferie? Dar sincer vă rog frumos, că acum am zis că sensibilizăm atât instituțiile de stat cât și opinia publică la o problemă care este foarte serioasă la noi. Este un număr extraordinar de mare de accidentări, atât a mașinilor cât și a pietonilor. Este un trafic foarte complicat, parcă suntem într-o junglă în Chișinău ăsta și nu mai vorbesc de cultura șofatului. Strigăte, deschis de geam, opriri pe la colțuri, tăierea unghiului, asta o spun din propria experiență. De aceea vreau ca tot din adinsul să atingă pe cineva astăzi emisiunea noastră. Spuneți-mi sincer, sunt oameni care nu merită acest permis? Problema s-a făcut în școlă.
Ну, давайте так. То есть к нам часто обращаются люди, которые либо еще в процессе получения водительских прав, либо которые уже получили, но у них есть, скажем так, неуверенность. Да, вот то, что вот опять же говорили, да, что здесь вопрос даже не столько физической, скажем так, подготовки, да, то есть умение вращать руль, там, нажимать на педали, сколько психологической подготовки. То есть люди оттуда выходят, по большему счету, они не готовы к самостоятельному вождению. Угу. К сожалению, методика немножко устарела. То есть методика обучения, то есть она осталась еще с советских времен, скажем так, там особо, не знаю, то есть я не совсем знаком как бы уже с той методикой, угу. да. Сейчас, насколько я знаю, около 40 уже часов практических, да, причем я вот только не знаю, это 40 занятий по полтора часа, либо 40 часов, то есть вот тут как-то надо уточнить. Суть в том, что в принципе я предполагаю, что 40 часов хватает для того, чтобы курсант, скажем так, сдал экзамен практически. Да, потому что, опять же, если говорить, то в автошколах есть два момента. Это теоретические занятия и практические. Да. С теоретическими занятиями проблем нет. Ну, то понятно. Есть преподают все хорошо. К сожалению, есть проблема с самими курсантами, потому что права они заучивают. Да, то есть шаблоны, они не требуют разъяснения, они требуют зубрежки. Угу. Вызубрил, пошел на кнопочки, нажимал, получил права и половину, в принципе, забыл. Угу. Да? Надеюсь, что то, что нужно для постоянного вождения, оно как-то остается. Хуже, конечно, с практическими занятиями. Да. И это зависит от инструктора. От инструктора, совершенно какой верно. Какой он, то есть, хороший? К сожалению, ну давайте так откровенно говорить, у нас нет специальной подготовки инструкторов. То есть кто преподает? Кто нам преподает? Водители со стажем от 3 лет. И бывшие полицейские? Да, не важно. Нет? Не, не важно. То есть инструктором может стать любой водитель, у которого есть стаж от 3 лет и который проходит 2-недельные курсы инструкторов. Угу. Для сравнения тогда, чтобы в Германии стать автоинструктором, нужно пройти 4-летнее обучение. Угу. Да? То есть это высшее образование, где входит и психология, где входит много моментов. Да? Но это цена жизни человека, я так понимаю. Этот инструктор изучает других конечно, людей. Конечно, конечно. Вопрос в том, что у нас, к сожалению, инструктора учат. Ну, скажем так, они по большому счету самоучки и учат каждый тому, что у него есть в голове. Да? И поэтому мы встречаемся очень часто с такой проблемой, что, знаете, как говорят, мне не повезло с инструктором. Да, есть очень много. Вот мне повезло с инструктором. О, видите, вам повезло. Кому-то не повезло. Да? Говорит, поменял одного, второго, третьего, пятого, десятого. С одним повезло, с одним не повезло. Один говорил так, другой говорил совсем по-другому. Курсант идет на экзамен, у него каша в голове. То есть государство не контролирует этих людей? Их качество обучения? Не знаю. Понятно. Домнули, апостол, ce ziceți dumneavoastră, fiind ultima instanță a pregătirii acestor oameni care după aceea merg cu permisul în mână, au dreptate colegii din stânga și dreapta platoului? Da, să ne referim la o situație că noi nu suntem ultima instanță care răspunde de învățătura acestor conducători auto care ulterior. Noi suntem acele persoane care ulterior ne întâlnim cu acești șoferi în traficul rutier și respectiv constatăm abaterile care au fost admise de aceste persoane și intervenim prin aplicarea legii față de aceste persoane, reșind din încălcările pe care ei le admit. Cea mai mare problemă până la urmă, în ceea ce referă la siguranța traficului rutier la noi în Republica Moldova, nu putem să negăm că da, este calitatea studiilor în aceste instituții de învățământ care pregătesc conducători auto, dar totuși până la urmă rămâne cultura generală a fiecărui om care participă la traficul rutier. Și aici pot să vorbesc și despre pietoni și despre conducători auto. Uh-huh. Credeți-mă că conducătorul auto care merge, chiar și este scris în regulament circulației rutiere, că conducătorul auto în timp ce se deplasează cu un autovehicul urmează să respecte regulament circulației rutiere și să fie încrezut că și alt participant la trafic la fel respectă regulament circulației rutiere. La noi se uită un pic de aceasta. Noi avem numai un conducător auto sau un pieton care cunoaște că el trebuie să ajungă din punctul A în punctul B și atât. Numai el se grăbește, numai el este cel mai important pe traseu. Atât conducătorul auto, cât și pieton care încearcă să traverseze strada, fie regulamentar, fie neregulamentar, da? Uite de acele reguli generale. El le cunoaște, ei au fost aduse lui la cunoștință. Însă, teribilismul acesta nostru, da? A participanților în traficul rutier, prevalează. Da, aici am să fiu nevoit să vă întreb, de ce acest teribilism nu se observă în străinătate? Ieșim
De exemplu, în România e același teribilism, dar e un fel de teribilism după reguli. Dați să vă spun altceva. Nu este frumos să răspunzi la întrebare cu întrebare, dar de ce că cetățenii noștri, când sunt în alte țări, se conformează acestor reguli, dar nu se conformează la noi pe teritoriul Republicii Moldova? No, eu vă explic, eu vă explic în continuare întrebarea care ne-ați pus-o. Da? Noi, nu că ne apărăm, dar noi studiem, facem analiza situației accidentare, da? Numărul accidentelor rutiere, persoanelor decedate, persoanelor traumatizate. Înțelegem că pentru noi asta nu sunt doar unele cifre, noi înțelegem că în spatele acestei cifre se află viața și sănătatea persoanelor. Păi vreau să vă spun că începând cu anul 2010, 2011, 2012, majoritatea statelor al Uniunii Europene a fost adoptată acea strategie privind siguranța circulației rutiere, uh-huh, care a fost adoptată și la noi în Republica Moldova, prin care noi ne-am asumat unele obligativități, anume ceea ce se referă la numărul accidentelor rutiere, numărul persoanelor decedate, traumatizate, copii implicați în accidente rutiere, da? Până în anul 2020 să reducem acea cifră cu 50%, în jumătate. Uh-huh. Păi vreau să vă spun că la termen mediu, anul 2015, dar chiar și acum, la moment, nu spun că doar datorită la activitate care este desfășurată. Domnul Stratan, dă așa din cap, înseamnă că nu s-a nu știu ce vreți să spui, domnul Stratan, dar vreau să vă spun că la numărul persoanelor decedate și la numărul accidentelor rutiere, noi, la termen mediu, 2015... Puteți ne dați niște cifri 2016, eu pot să vă dau un simplu exemplu. Dacă în 2012 noi pe an avem până la 500 de persoane decedate, așa, în 2016, sau chiar la această zi, da? Noi am făcut analiza situației accidentare pentru 11 luni ale anului 2017. Sunt 235. 500 și 235. Asta știți de ce? Stați că aici vă răspund. Da, pentru că au plecat, în fiecare zi pleacă câte 4 moldoveni psihotare. Atunci, cum rămâne că numărul majorat de unităților de transport care sunt plecați la noi în circulația rutieră? E bine, aici e discutat cu cifrele, nu prea cred. Și pentru că domnul Stratan știe cu siguranță practic și a dat din cap. Și eu sunt un șofer zilnic, merg într-un punct A, cum a zis dumneavoastră, în punctul B, și nu știu eu, în fiecare zi aud accident acolo, pieton decedat acolo, accident, dar sunt accidente mult mai teribile, mult mai grave deja. Aici vreau să vă spun că trebuie să facem o delimitare din accidentul rutier care a fost soldat cu persoane traumatizate și în accidentul rutier care a fost soldat cu pagube materiale. Da? Câte sunt? Spuneți-mi niște cifre. În dependență, dacă accidentul rutier soldat cu persoane traumatizate pe 11 luni, noi avem în jur de 2700 de accidente rutiere, da? Soldat cu 235 de persoane decedate și alte 2800 traumatizate. 2800? Și vreți să spuneți că asta e o cifră normală? Așteptați o clipă, că persoanele traumatizate în urma accidentelor rutiere pot fi persoane traumatizate ușor, persoane traumatizate mediu, grav. Mediu grav, respectiv, se pornește dosar penal. Da, este o cifră destul de impunătoare. Dar vreau să vă spun, cum am spus dumneavoastră, că în Europa se respectă și mai departe. De exemplu, România, care are strategia la fel adoptată privind siguranța circulației rutiere, nici la termenul mediu nu a atins acea scadență. Oricum nu trebuie să ne axăm pe o scadență, pe niște trebuie să ne axăm pe faptul că este prea exagerat la noi, într-adevăr, cu accidentele, numărul acesta accident, și să găsim lacunele. Unde este buba, cum zice moldoveanul? Unde trebuie să îmbunătățim atât legislația, cât și atitudinea, sau să sensibilizăm o instituție, sau să o inventăm o instituție de stat în care să monitorizeze școlile, să mai treacă încă o dată. Chiar aici vreau să vă întreb, domn Stratan, ce aveți dumneavoastră o informație, vorbisem înainte de emisiune, referitor la șoferii care trec odată la 5 ani în străinătate sau este o verificare? Nu, este такая европейская практика, где, ну, скажем так, непрерывное обучение, да? Uh-huh. То есть на самом деле задача и моя как инструктора, да, то есть я занимаюсь, скажем так, контраварийной подготовкой уже водителей, которые со стажем, да? И моя основная задача это не столько научить водителей ездить, потому что они все умеют, сколько немножко изменить образ мышления. Вот uh-huh. в чем, да? Потому что, к сожалению, и статистика опять же говорит о том, что не проблема с начинающими водителями. То есть это не самые аварийно опасные водители. То есть на самом деле водитель до полугода, он достаточно ответственный. Потому что он еще, ну давайте скажем так, у него есть страх присутствует, да, то есть он понимает, что он не умеет еще многих вещей. И он едет достаточно аккуратно, достаточно внимательно, то есть он пытается увидеть все знаки. Потом со временем он привыкает к этому, да, его уровень концентрации начинает снижаться, да, то есть он понимает, что полгода проехал, ничего не случилось, я уже могу, да, потом еще полгода он это закрепляет, и через год он становится асом уже,
Да? И мы видим то, что видим. Да? Так вот, я не помню точно статистику в цифрах, да, но вот очень часто приводят такую статистику, что 30% аварий совершают водители со стажем до 3 лет. Mm-hmm. Да? И сразу говорят, что у нас автошколы плохо учат, водители плохо. Но почему никто не говорит, что остальные 70% совершают водители со стажем больше 3 лет? Mm-hmm. Понимаете, здесь тоже да? есть какая-то проблема, да? То есть, вся проблема именно водителя. И мы говорим о том, что нужно, может, через каждые какие-то N количество лет совершенно верно, да. То есть, когда ставится вопрос о том, что в автошколах плохо учат, что покупают права, что это все не о том. Угу. Не там проблема. Есть и здесь, хорошо. Есть, проблемы есть везде, но не там основная проблема. Основная проблема – это профессиональные водители, которые ездят каждый день по много. Это маршруточники, это таксисты. Это, нет, я здесь же, с вами не соглашусь. Я по дороге езжу, и мне делают такие ситуации аварийные. Кто люди, вам делает? Люди, которые... Я выхожу иногда, останавливаю их и спрашиваю, ты откуда? Он говорит, я из села Нуштукари. Ну, вышел, приехал в Кишинев пойти на рынок. И они 2-3 раза едут в селе и пришли в этот момент в Кишинев. Здесь другое. Но это же не начинающие водители. Начинающие, молодые, которым покупают авто родители. Окей. И садятся за... Здесь я с вами смотрите, не соглашусь. Это немножко эмоциональный подход. А мы сейчас говорим не об эмоциях. Потому что на хорошо. Эмоциях если у нас ездят 90%. Давайте я спрошу Домна Стромбян. Домна Стромбян, у меня вастрация узитка, пермисель на носе кумпора. И кларка мовзит. Да, все будет, все ворбеши диспрястак. Тар... И адмит факту, что аста поат сфеи о реалитате. Deci, в orice систем, cât de bine n-ar fi pus la punct, este întotdeauna un loc pentru o corupere. Deci aia nu exclud faptul că cineva... Vreau să vă zic că s-a ajuns la cifre deja destul de serioase. Eu am sunat la câteva persoane da? Care învață uh-huh. și chiar pot să spun că se aude și 500 de 500. Euro și până la 1000 de euro în cazul în care ai dat repetat și așa mai departe. Sunt niște cifre care mi le-a spus oameni care învață acum. Vreau să vă spun că emisiunea are un format talk show, așa că dacă ceva interveniți, vă rog frumos, nu sunteți de acord, ca să reușim să discutăm în 45 minute tot ce mi-am planificat aici. Așa. De ce peste hotare permisele noastre fiind valabile, asta către dumneavoastră, doamnă apostol, nu se mai obligă șoferul, nu îi se dă voie să meargă cu el, dar se mai obligă să mai treacă odată niște examene. Dar permisele sunt valabile. Permisele sunt valabile, dar pe o anumită perioadă de timp. Respectiv, dacă persoana emigrează în acea țară, el trebuie să conformeze legislației care este... în vigoare între acea țară, respectiv urmează să treacă cursul de studii sau să sunt unele țări chiar care direct poți te duci, având permisul nostru moldovenesc, direct poți te duci să iei examen la lor intensă, primești permisul de conducere din țara în care ai emigrat. De asta nu este corect să dispus că ele sunt recunoscute, dar nu sunt valabile. Într-o țară, în cetățeanul nostru are drept să meargă 3 luni, jumătate de ani. În această situație nu putem să uităm și chiar de termenul cât are o persoană voie să afle pe teritoriul unui stat. Respectiv este nonsens el să aibă dreptul să meargă un an de zile, dar de fapt lui permit să afle acolo numai 3 luni de zile. Nu este atât de mare problemă. În ceea ce privește, cred că mai mult vă referiți la situația în care cetățenii noștri își schimbă permisele de conducere în acele românești. În situația dată, pe tot teritoriul Uniunii Europene sunt incluse anumite standarde pe tot spațiul Schengen. Respectiv, școlile noastre auto, ne aflându-se în spațiul Uniunii Europene, ne aflându-se în spațiu, nu sunt nefiind adoptate la aceste gosturi, la aceste rigori care sunt adoptate în Uniunea Europeană, nu poate să ofere calificare conducătorilor auto. Dacă care nu este trece noi la europenizarea... Poate că nu o să aderăm în Uniunea Europeană. Dar în toate domeniile tot se vorbește că ne străduim, avem un caiet de sarceni, dar de ce la capitolul ăsta nu avem un caiet de sarceni și noi? Încolo mergem, dacă chiar erau să fie așa de răle școlile auto a noastre sau permisele de conducere sau cetățenii noștri ca șoferi, cred că nu era să le permită să se deplaseze pe teritoriul Uniunii Europene. Dar cunoaștem cu toți că sunt foarte mulți cetățeni care își activează în Uniunea Europeană și așa mai departe. Referitor la permise cumpărate, ați auzit? Da, am auzit la dumneavoastră. De la noi ați auzit. Îmi pare rău, domnul apostol, dar asta cred că este o... Nu, dar de la dumneavoastră. Încă ca un exemplu, nepotul meu de mult s-a întors, a fost în Grecia și a primit permisul în Atena. Deci acolo se învață 900 de bilete. Deci 900 de bilete trebuie să învețe o persoană și după asta 30 din ele trebuie să răspundă, 30 de întrebări, cu o singură greșeală.
Deci ca să facem o diferență, diferență. În ceea ce spuneți dumneavoastră cu cumpărarea permisului de conducere, 500 de euro, 1000 de euro, dați le lăsăm voi organelor competenți să ocupă de aceste întrebări. Și aici, iarăși, este o situație, ceea ce depinde din noi. Noi, când cunoaștem astfel de cauză, urmează să sesizăm aceste organe și respectiv să așteptăm să primim răspunsul, da? Nu să stăm dintr-o parte și să strigăm, nu trebuie că, să strigăm că este problema, că se cumpără. Sesizăm organul competent, respectiv îi intervine și o să iei măsuri. Credeți-mă, cred că cu toții observăm în ultima perioadă de timp, ba un instructor, ba un profesor la școală auto este reținut și așa mai departe. Deci urmează pentru la capitolul acesta să se mai facă curățenie, sper eu. Și trec repede la următorul compartiment a emisiunii și vreau regia să pună pe post reportajul despre care vorbeam la începutul emisiunii. Vă rog frumos, țineți pe post. Suntem la intersecția străzilor Mihail Cogălnicianu și Armeniască. Privim în față și observăm marcajul pietonal numit și zebră. Ridicăm privirea și observăm că alte marcaje nu există. Ne grăbim și facem primul pas. Stop! Semafor pentru pietoni nu există, însă există semafor și pentru alte mijloace de transport. Dacă vrem să traversăm și strada Mihail Cogălnicianu, se întâmplă același lucru. Astfel de intersecții blocate în Chișinău sunt o mulțime. Pe de o parte există semafoare pentru mașini, însă nu există un semafor și pentru pietoni. Și dacă pietonul vede zebra, însă nu vede semaforul, pentru că el nu există, pentru pietoni, el pășește și nimerește exact sub roțile mașinilor care se deplasează regulamentar, conform culorii verzi a semaforului. Eu ca șofer nu întâlnesc. Cred că pentru pietoni ar fi o dificultate. Nu e bine. Trebuie să fie aici pentru pietoni. Periculos, că ei n-au timp să aștepte, ei merg. Я реально воспринимаю, скажем так, то, что происходит в стране и требовать не могу больше, чем нам дают. Au fost multe accidente la această intersecție. Strict moldovenește, lucru pe jumătate. Cineva a uitat să placeze un indicator și pentru pietoni. În consecință, avem marea șansă nefericită a nimerii sub roți. Domnilor mai mari pe semafoare și drumuri din Chișinău, chiar să coste un semafor mai scump decât o viață de om? Acest reportaj a fost realizat de reporterul Irina Ciobor și cameraman Nina Antoseac. Vreau să întreb mulți stimații invitați din studio, ce părere aveți la acest, și sigur domnul Apostol primul va răspunde, e mai ieftină o viață de om decât un semafor? Și așa situații sunt multe în Chișinău. Domnul Apostol o să răspundă, numai că iarăși adresați întrebarea, nu la organul competent, da? Nu știu dacă cunosc telespectatorii noștri, dar responsabil de amplasarea indicatorilor rutiere, aplicarea marcajelor rutiere, semafoare, este administrația publică locală. Și nici de cum, nici într-un stat în lume, nu o să vedeți un polițist care aplică marcajul rutier sau care instalează un indicator. Eu am să aflu părerea dumneavoastră, eu înțeleg că sunt, vă răspund mai departe. Înseamnă că Inspectoratul Național de Patrulare supraveghează aceste momente și credeți-mă că a fost un număr impunător de prescripții înaintate către reprezentanții administrației publice locale în vederea aplicării acelui marcaj. Din ce an și până în ce an ați scris și tot ați scris prescripții? Dar noi scriem în fiecare săptămână, în fiecare zi. Și respectiv pe fiecare dimensiune, da? Că sunt foarte multe intersecții problematice la noi în municipiul Chișinău. Dar nu este corect să tratăm că urmează să fie, dacă este aplicat acea trecere pentru pietoni, da? Marcajul rutier zebra, urmează să fie aplicat și semafor obligatoriu în aceste locuri. Nu este corect. Fiindcă în unele situații noi îngreunăm circulația rutieră pe acea porțiune de drum. Dar zebra trebuie pietonii, să fie măcar, dă un semn că e trecere zebra pietonală, să fie, la 50 de metri. Zebra trebuie să fie, indicatorul rutier trebuie să fie, semafor este discutabil. Și vă spun de ce, fiindcă noi avem, și dumneavoastră sunteți tot șoferiță, da? Și circulați prin municipiul Chișinău. Noi avem un număr foarte mare de unități de transport. Puteți-vă așa o situație, că avem o porțiune de drum unde pe zi traversează 10 oameni, dintre care 5 traversează de dimineață. Dumneavoastră vă opriți la o porțiune de drum și stați să așteptați până o să aprindă la dumneavoastră culoare
verde ca să puteți să vă continuați deplasarea, neavând niciun pieton în preajmă care urmează să traverseze strada. Da? În ceea ce privește aplicarea indicatorilor rutiere, sunt de acord cu dumneavoastră. Zebra rutieră, da. Dar iarăși v-am spus că asta persoanele responsabile sunt din cadrul administrației publice. Dar trebuie să se miște cineva la capitolul ăsta. Chișinău este o junglă, am zis. Da, să întrebăm reprezentanții administrației publice locale. Ceea ce depinde de noi, noi facem și facem pe uneori chiar mai mult decât ar fi. Exemplu, când plasăm inspectorii noștri de patrulare sau alți angajați ai poliției la aceste treceri de pietoni în orele de vârf, ca să acorde posibilitatea pietonilor să traverseze strada în siguranță. Mai avem și o campanie lansată, anume ceea ce se privește traversarea în adiacentul instituțiilor de învățământ cu genericul bunicii grijulei. Cu toții cunoaștem că părinții, bunii își duc copiii dimineața la școală. Și de ce nu acești oameni de vârsta a treia, având mai mult timp liber, să nu se afle o perioadă mai lungă de timp în adiacentul acelei instituții de învățământ și să nu acorde posibilitate nu doar copilului sau nepotului sau rudei apropiate să traverseze acea stradă, dar și la alți participanți la trafic. Aici, deodată, vreau să reiterez că poliția nu încearcă prin asta să scape de lucru care urmează să desfășoare. Dar, într-adevăr, nu este logic să punem fiecare polițist la fiecare intersecție. Sigur că nu este și logic. Totul depinde este logic din noi. Să se respecte toate normele totul, și să fie instalate corect toate indicatoarele și să avem toate zebrele și să avem marcaj rutier pe tot Chișinăul. Asta există. Nu este destul să fie instalate rese, urmează să fie respectate. Și respectarea asta am vorbit înainte, și aici, în primul compartiment a emisiunii. O mare problemă, o mare vină, o parte chiar și pietonii, da? Fiindcă el, dacă vede trecere pentru pietoni, el pășește și continuă deplasarea. Chiar și reporterul dumneavoastră nu s-a asigurat în momentul în care a pășit pe zebră, nu s-a uitat în stânga și în dreapta. Era video înregistrat și n-avea să treacă strada, dar credeți-mă, în alte țări unde se respectă și este tot ce am zis eu, omul, pietonul numai a ridicat piciorul și acolo s-au oprit toate mașinile. Nu este chiar da, așa. Domnul Stratan vrea să spună ceva, spuneți după aceea, întreb pe domnul Stratan. Опять же, не все так однозначно. Есть такое понятие, как ментальность, да, каких-то там определенных регионов. Да? Я поездил так немножко по Европам, там, скажем так, по заграницам. Плюс у меня есть еще знакомые, да, тоже по другим заграницам, до которых я не доехал. Да? И приведу два примера. Допустим, Португалия и Англия. Да? Вроде это европейские страны. Да? Так вот, в Англии, допустим, если человек переходит, там мы сейчас говорим про пешехода, об отношении пешехода к и водителю. Да. То есть если пешеход собирается переходить дорогу в положенном месте, да, то есть как вы говорите, он поднял ногу, все остановились. Но если он будет это делать в неположенном месте, то это его проблема. Если его собьют, то я думаю, что у него будут проблемы больше. Да? В Португалии немножко другая ситуация. Да? Там, сейчас я закончу с Англией, да, то есть там, опять же, даже если нет машин, но горит красный, никто не пойдет. Как у нас, да? То есть машин нет, красный, а, побежали, да? В Португалии такая же ситуация. То есть они привыкли к тому, что если машин нет, но горит красный для пешеходов, можно идти. То есть они как бы к этому так, да? То есть у меня был там такой разговор с местными товарищами, да, когда я говорю, хорошо, машин нет, вы учите своих детей к этому идти, да? То есть взрослый, я понимаю, он посмотрел внимательно, машин нет, красный горит, он пошел, да? Ребенок не будет смотреть по сторонам. Его научили идти, он так и пойдет. То есть я против такой системы. Но там по всей стране у них вот так. То есть они к этому привыкли. Поэтому говорить о том, что однозначно где-то там, ну, сигур, опять же, везде по-разному. Да, то есть если говорить про Италию, про Рим, то там тоже. Да, поэтому Индия. Да, ну, прям мы не говорим про Индию, мы говорим про Европу. Подождите, мы же говорим про Европу. Окей, поэтому не надо говорить, что прям везде все это самое. Везде есть свои нюансы. Но вопрос в том, что государство имеет большую ответственность за безопасность дорожного движения, чем водитель, и чем пешеход. Потому что априори человек, он безответственен. Ну, давайте так. У нас государство имеет вот то, что вы говорите, или нет? Имеет в какой-то степени, да? То есть хотелось бы больше, конечно, участия государства в этом моменте. То есть у нас, к сожалению, ну это мое мнение, да, ситуация пока спасение утопающих, дело рук самих утопающих. То есть пешеход должен сам за себя думать, водитель сам за себя думать. То есть мой принцип такой, что я отвечаю за себя, за машину и за тех, кто вокруг. Все. То есть я не жду помощи от государства, я не жду помощи от еще кого-то. То есть я жду помощи от себя. В принципе, вот этот мой, скажем так, девиз. Да? Поэтому, наверное, мне в какой-то степени проще. Потому что я знаю точно, что мне на дороге никто ничего не должен. Пешеход не должен смотреть, еду я или нет. Другие водители не должны смотреть. Ну, это мое мнение, да, то есть я никому его не навязываю. Ну, так проще жить, так проще ездить. Я, в принципе, это и
пропагандирую, да? То есть ответственность идет от человека. Хотя, конечно, государство в этом должно принимать больше, потому что организация дорожного движения, к сожалению, в Кишиневе, она оставляет желать лучшего. Да. И здесь опять поэтому же, я не... решила организовать здесь... эту передачу. Правильно, но вопрос, что это не только обязанность полиции. Ну так поэтому я и начала с одного. Переходим к другому. К сожалению, проблема вот, в чем? Что у нас одни рисуют, другие ставят знаки, третьи проверяют это. И да, знаете, ну, да, у семеняняк ребенок без глаз. Пазлы, ну, все пуны. Нет, не положится, да. Потому что должна быть, ну, я не знаю как. Есть опыт других стран, где как-то это все же, они смогли как-то договориться? Так, реферит на имагини care ați prezentat dumneavoastră, да? Aici mai mult v-ați referit la amenajare infrastructura rutieră, да? Pasarea indicatoarelor rutiere, acelor semafoare. Exemplu elocvent pe care noi avem pe traseul Chișinău-Soroca, M2. Traseul proaspăt renovat, cu infrastructură la standarde, amplasarea indicatoarelor, unde trecere de pietoni, trecere de pietoni, marcată prin indicatoare, pe unde este iluminată. După doar în exploatarea acestui traseu, noi ne-am trezit că la noi s-a majorat considerabil numărul accidentelor rutiere, anume pe acest traseu. Pe porțiune renovată, cu toate indicatoarele, de cu toate semafoarele. Ceea ce am spus, teribilismul conducătorul nostru auto. Fiindcă el o văd traseul bun, dar oricum, acestea sunt pe accelerator și nu foarte puține, numărate pe degete. Eu chiar aș ruga regia să pună pe post ce am mai filmat noi, exact la această temă. Avem un video filmat în zona societății pe acțiunea pe canal Chișinău, unde și semaforul acela cu linie verde este, consider eu, nu pus la locul lui, pentru că acolo nu mai traversează niciun pieton, că este, are riscul de a fi luat pe capotă. Și zebra din fața magazinului, da, vă rog frumos, și zebra din fața unui restaurant, da, iată aici, vedeți, ea nu există în genere și șoferii trec într-o viteză că poate să te înjure și să pățești ceva pe zebra ce. Iată, despre asta eu vorbesc, că ar trebui să luăm atitudine și nici, da, corect, cultura șofatului, oamenii nu se uită nici la indicator, indicatorul este, zebra nu este și mai departe cu semnele acestea verzi. Dumneavoastră ce părere aveți? Indicatoarele cu săgeată verde, ele sunt, au fost gândite bine sau nu pe toate locurile unde ele au fost poziționate, ar trebui să persiste și în continuare. Ar putea trebui să le gândim logic unde da, instalăm. Să începem cu aceea că ei chiar au fost revizuite amplasarea acestor indicatoare, săgeata verde, care permite deplasarea înainte. Pentru ce a fost făcut acest lucru? Fiindcă, într-adevăr, în municipiul Chișinău avem unele porțiuni, unele trasee, unde este bine eficaț fel de indicator, fiindcă, cum am spus, că noi avem 10 pietoni care traversează pe cea trecere de pietoni, dintre care 7 traversează dimineața și respectiv omul este nevoie să stea la culoare roșu de semaforul, să continue deplasarea și avem ambuteaj, da? Avem circulația lentă și așa mai departe. A fost recent nu este, din imaginele video care le-ați prezentat dumneavoastră, dar într-adevăr este trecere pentru pietoni, dar ați observat singur pe imagini video cum traversează pietonii noștri, da? Indicatorul este, chiar să fie aplicat și acel marcaj rutier. 5 oameni, dar dacă să măsurăm distanța care îi traversează în lateral, îi mărg pe 10 metri. Pe diagonală. Pe diagonală, într-o parte în alta. Și iarăși, nu este ieșire din situație. Într-așa situație, noi o să ne trezăm că o să urmează să punem la fiecare 5 metri trecere pentru pieton. Că omul s-a dat aici jos din rutieră și urmează deci, să traverseze numai aici. Deci, responsabilitatea și cultura pietonilor mai este o problemă la noi. Că nu se merge corect, a nu se traversează corect. A ok, și aici. Eu aș adăuga și infrastructura. Deci, este o... Poate noi deja ne-am îmbolnăvit de tot ce se întâmplă aici și oamenii deja nu mai înțeleg unde e zebra, unde e corect, unde e incorrect. Eu mai... Domnul Strâmbeanu, nu, eu sunt adeptul faptului că trebuie să analizăm o masă de pietoni, să analizăm ca pe o masă de pietoni. Deci nu gândim că oamenii ăștia sunt răi, nu au 7 ani de acasă și așa mai departe. Deci dacă avem situația când pietonul trebuie să traverseze strada, deci luăm ca a priori, deci el trebuie să traverseze. Dar eu sunt de acord că nu toți sunt educați. Ok, trebuie să ne conformăm cu asta, nu toți sunt educați, trebuie să facem într-așa fel ca acei needucați să traverseze fără să fie loviți. Părerea mea între aceea că trebuie să fie o strategie de dezvoltare a infrastructurii urbane. Deci trebuie construite niște insule de beton prin intermediul căreia pietonul va trece în siguranță. Deci da, unde e carosabilul, acolo da, el trece pe zebră. Dar în mijlocul străzii trebuie să fie o insulă de beton care trebuie să aibă o lumină
Cum vedem foarte multe, le vedem și peste hotare, așa fel de insulă de beton. E o insulă fizică care nu e un marcaj desenat pe asfalt, dar e o insulă fizică în care o mașină nu o poate nici de cum trece. Nu poate zbura peste ea, nu poate nici cât ar dori șoferul. Deci acea insulă, psihologic, acționează și la șoferi și la pietoni. Știi că ai de trecut 4 pași, 4 metri, ai trecut 4 metri și ești pe insula aceea unde ești în siguranță. Așa. Și atunci omul nu va alerga pe diagonală, fiindcă insula nu va permite, el va direcționa strict perpendicular sensul de circulație. Am înțeles. Domnul Apostol, încă o întrebare, așa, un studiu a fost făcut referitor la dâmburile lui Chertoacă sau lejacii polițeischi, cum le zicem noi. Ele au favorizat micșorarea accidentelor la trecerile pietonale sau nu se ține cont și sunt poziționate și plasate în Chișinău logic sau nu prea? Da, să începem cu aceea, că amplasarea acestor denivelări artificiale în municipiul Chișinău are loc după unele standarde anumite și chiar nu pe toate, de exemplu, pe traseele naționale care intersectează municipiul Chișinău, nici într-un caz nu o să vedeți amplasați un denivelare. Dar mașinile se deteriorează, că așa am auzit eu în reportaj artificială, la colegii. În cazul în care persoana frânează în adiacentul la această denivelare artificială și o parcurge, respectând toate rigorile, credeți-mă că nu se deteriorează. În ceea ce privește siguranța pietonilor în unele situații, dar sigur asta influențează direct la numărul accidentelor rutiere cu implicarea pietonilor, cred că are acel impact pozitiv, dar iarăși numai în cazul în care persoana trece printre aceste denivelări artificiale sau pe acea trecere de pietoni care este amplasată între aceste denivelări artificiale. Domnul Apostol, o femeie la volan, pentru că avem, după părerea mea, un procent destul de impunător a femeilor la volan. Este un pericol sau femeile sunt mai atente la volan? Dar să începem cu aceea că numărul conducătorilor auto bărbați este cu mult mai mare. Și respectiv, ei, da, și eu acum aflându-mă în minoritate vreau să zic că și femei sunt multe la volan. Și respectiv, și respectiv și cazuri de implicare accidentelor rutiere cu implicarea femeilor sunt mai rar întâlnite. Se întâlnesc, nu avem ce să ascundem, dar nu ar fi corect să facem o logică, să vedem cine este mai responsabil sau cine nu este mai responsabil. Încalcă toți. În cazul în care încalcă, sunt depistați și documentați în conformitate cu legislația în vigoare, dacă după părerea personală, dar părerea personală încă o dată reiterez, totuși cred că în unele situații femeile sunt mai atente ca bărbații la volan. Am înțeles. Dar doar în unele situații. Asta oricum accentuez. A plăcut urechii mele. Domnule Stratan, scaunul auto în mașină, este, să înțeleagă părinții, este necesar și cât de des dumneavoastră observați că acei care vin la școală la dumneavoastră vă întreabă acest lucru? Ну, смотрите, давайте так сразу определимся, что ко мне приходят, к нам, скажем так, приходят достаточно ответственные водители. То есть для них пристегнуть ремень, детское кресло, это не является чем-то таким, то есть это обязательно. Да, поэтому мне повезло, чаще всего я общаюсь с нормальными, с ответственными, вот так скажем, с ответственными водителями. Да. По поводу, я немножко вернусь к женщинам, да, давайте. То есть, давайте полоскаю тоже ваш слух. Да. Женщины приходят к нам чаще, да. И женщинами, с одной стороны, легче работать в каком плане? То есть они понимают, что они вторгаются, да, скажем так, не в свои пределы. Они понимают, что здесь есть проблема, и поэтому они идут по пути обучения. Да? То есть они учатся, они совершенствуются, то есть они к этому адекватно. То есть мужчина – это, ну, опять же, если брать эволюцию, да, мужчина – это, к сожалению, или к счастью, не знаю, как, расходный материал, поэтому он лезет везде. Выжил хорошо, не выжил, есть другие, ладно. Да, поэтому... В плане, конечно, вот вождения все так и происходит. Да? То есть мужчины больше рискуют, они быстрее ездят туда. То есть женщины в этом, конечно, более ответственны. Да? То есть именно в плане подготовки. Они реально понимают, что они не могут, они знают, что надо учиться, но, опять же, есть... Дар, есть у проблема пермисиле, пекаре, или даруэск соции, соции, лоши? Нет, это не проблема. К нам приходят, ну давайте так уже откровенно, приходят иногда люди, которые говорят, да, вот мне подарили машину, подарили права, научите меня ездить. Ну вот видите, я ну, об этом... бывает, да. Да. Ну, не часто. В последнее время уже совсем не часто. Ну, это хорошо, значит. Да. Eu consider că emisiunea aceasta de azi a fost auzită de cine trebuia să fie auzită. Vor lua atitudine. Domnul Jizdan a zis că recent într-un interviu că se apucă serios de lichidat ambuteiajele în Chișinău și cred că dumneavoastră, domnul Apostol, știți despre acest lucru și așteptăm cu mare nerăbdare ca să nu mai fie atâtea ambuteiaje în Chișinău. Și, domnule Jizdan, vreau să mă adresez dumneavoastră, poate totuși într-adevăr facem ceva ca șoferii să
fie responsabil și să nu avem atâtea permise vândute și atâtea accidente în Republica Moldova, care sunt, după părerea mea, exagerat de multe. Eu vă mulțumesc pentru prezența dumneavoastră în studio și vă doresc să aveți un trafic fără accidente și fără șoferi irresponsabili. Mulțumesc mult! La revedere! Eu vă aștept marți și vineri la 19:00 la emisiunea Noi despre Noi.